Salutare tuturor! Înainte de episodul de astăzi, v-aș ruga pe toți să dați un share înainte, ca să ajungă videoul la cât mai mulți oameni. Cu cât atragem mai mulți oameni, cu atât va crește frecvența și calitatea clipurilor noastre. Și nu uitați să dați subscribe dacă nu ați făcut-o deja, și un like și un comentariu. Vizionare plăcută! Suntem obișnuiți cu imaginea țărilor române medievale, din filmele comuniste sau din cărțile vechi de istorie. O imagine a unor state puternice, care învingeau imperiile malefice de la granițele lor și apărau întregul continent de amenințarea turcească. În realitate însă, țările române, Moldova și Țara Românească, nu au fost niciodată niște mari puteri regionale, așa cum mai cred unii astăzi. Dar care este cauza pentru care, spre deosebire de alte țări, Moldova și Țara Românească au fost niște țări mai slabe și dependente de puterile vecine? Prima cauză ar fi una internă, legea succesiunii. În vest, regulile erau simple. Atunci când regele murea, urma la tron cel mai mare fiu, legitim, sau în cazul în care cel mai mare fiu legitim murea fără moștenitori, în linia succesiunii urma cel de-al doilea fiu și așa mai departe. Dacă cel mai mare fiu murea și avea moștenitori, la tron nu ar fi urmat fiii regelui, ci nepoții regelui, prin fiul cel mai mare. Prin această lege, doar copiii din cadrul căsătoriei aveau dreptul de a moșteni tronul și doar pe baza principiului primogeniturii. Legea acceptată de toată lumea, deci se asigura o tranziție fără războaie civile, care să afecteze prosperitatea și economia țării. În țările române însă, legea succesiunii era una foarte nefericită, succesiunea fiind ereditar-electivă. Ce însemna asta? După moartea domnitorului, nu urma un fiu de-al său automat. Putea ajunge domnitor orice persoană care era os domnesc, adică orice urmaș de-al unui domnitor, nu conta dacă era fiul legitim sau bastard. Partea electivă se referea că dintre acei urmași, cel mai influent, potrivit sau mai ușor de controlat, era ales de către mari boieri. Această lege nefericită și neinspirată a cauzat nenumărate războaie civile la moartea domnitorilor români, astfel distrugând orice urmă de stabilitate și prosperitate. Unii pretendenți erau aleși întrucât aveau o mare influență asupra boierilor, alții ajungeau domnitori cu ajutorul unei mari puteri, cum a fost și cazul fiului lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș, care și-a luat tronul a doua oară, susținut de Suleiman Magnificul. Alți pretendenți ajungeau pe tronul țării cu ajutorul averilor acumulate, câștigate sau împrumutate, cu care puteau mitui pe boierii țării sau mai târziu pe sultanul otoman, care din secolul al XVI-lea trebuia să confirme orice nou ales domnitor, cum este cazul lui Mihai Viteazul, care și-a cumpărat tronul mituind demnitari otomani. Revenind la imaginea țărilor române de state mici care se apără de mari imperii pe cont propriu, trebuie spus că imaginea este una falsă. Țările române nu aveau puterea militară să țină piept maghiarilor, polonezilor, ori turcilor otomani. De aceea, voievozii români au trebuit să încheie tratate de alianță cu vecinii lor. Domnitorii români care au rămas în istorie ca fiind niște războinici victorioși, nu au câștigat singuri și mai ales nu au declarat război turcilor singuri. Vlad Țepeș declară război turcilor, pustiind linia bulgărească a Dunării, având în spate promisiuni și asigurări venite de la maghiari și venețieni. Ștefan cel Mare se luptă cu polonezii cu sprijinul maghiarilor și apoi al turcilor, se bate cu maghiarii cu sprijinul polonezilor și al turcilor și se bate cu turcii cu sprijinul maghiarilor și al polonezilor. De asta Ștefan cel Mare a domnit neîntrerupt și aproape neînvins 47 de ani, pentru că a fost un bun strateg și un bun diplomat și a știut să folosească rivalitatea dintre puterile vecine în avantajul său. Mihai Viteazu atacă Rumelia otomană doar după ce primește asigurările austriecilor și al transilvanenilor. Ar fi fost imposibil ca armatele medievale românești să poată concura cu numărul mult mai mare al soldaților puterilor vecine, iar românii nici nu aveau forța militară și economică necesară pentru războaie de lungă durată, nici nu puteau să asedieze vreo cetate pentru un timp îndelungat. Știți voi de asedii celebre de ale voievozilor români, în afară de asediul lui Ștefan cel Mare la Chilia? Și faptul că domnitorii români erau vasali ai regilor vecini nu este un lucru rău, este un lucru cât se poate de normal pentru acele vremuri. Un rege nu putea fi egal într-o alianță cu un domnitor, rangul de domnitor fiind echivalent cu cel al unui duce, deci sub rege. Nu în ultimul rând, geografia și relieful nu au permis țărilor române să-și extindă teritoriul dincolo de granițele naturale, întrucât nu ar fi putut apăra eficient acel teritoriu cu forța militară redusă de care dispuneau. Spre exemplu, Țara Românească nu a putut menține Dobrogea în componența sa după moartea lui Mircea cel Bătrân, întrucât Dobrogea și Țara Românească erau separate de Dunăre, iar Dobrogea și Imperiul Otoman nu erau separate de nimic. Era dificil pentru valahi să strângă oaste și apoi să mărșăluiască și să traverseze Dunărea pentru a ajunge în Dobrogea
și oricum pe termen lung nu puteau face nimic în fața turcilor, care aveau mult mai mulți soldați. Moldovenii erau și mai ghinioniși din punctul ăsta de vedere. Țara românească era prinsă între unguri și turci. Moldova însă era prinsă între unguri și polonezi, amândoi dorind Moldova ca stat vasal pentru poziția strategică. La sud erau puternici turci otomani, care din când în când mai făceau câte o expediție de jaf în țările române, iar la est erau tătarii, a căror hobby preferat era jefuirea Moldovei de la Nistru până la Prut. Iar dacă situația politico-militară a Moldovei permitea, tătarii treceau chiar și Prutul, luând de fiecare dată 10.000 de robi moldoveni. Luând în considerare toate aceste lucruri, ar trebui să realizăm că ar trebui să fim mândri că am avut lideri capabili, fără de care țările României nu ar fi supraviețuit până la nașterea României moderne din 1859, fiind printre puținele țări din zonă care nu au dispărut de pe harta lumii, precum Ungaria, Polonia, Bulgaria sau Serbia.